Așa și bine m-am găsit la profesor online pe exerciții de matematică. Așa, da, dragilor, poate la clasa. Așa clasa, măi. Da. Și să vedem... Nu, Jean, o facem clasa, o să vedem exact ce ne propunem. Haideți, așa cum a făcut Dali cu Mario, o lecție frumoasă, sperăm să facem și la clasa 5-a, tot așa. Vă rog. Dacă 21 sunt aici pătrat plus 4 X. Dacă 21 plus 4. X pătrat plus 4 X este egal cu 7 pe 4. Cu cât este egal X? Atunci X egal cu cine? Cine știe să vorbească, sau cum vreți dumneavoastră de vorbă. Da. Să vedem, avem aici egalitatea a două fracții, nu? Se cheamă aici că ar fi o proporție. Ce hai idee aveți? Aplicăm o fracție 7 pe 4 cu 3. Ca să, ca să aibă același numărător. E o idee bună. Deci două fracții. Două fracții care au același numărător. Da? Dacă au același numărător și ele sunt egale, numitorii trebuie să fie egale. Invers. Dacă au același numitor, atunci numărătorii să fie egale. E o idee care merită să o ținem cont. Ea, da? Tu ai zis așa. Mă strădui să am aceeași numărător, fiindcă în jos nu-mi dau seama cum se fac, datorită faptului că aici e cu necunoscute ceva care nu mi-e la îndemână, și atunci se am numărătorii egale. De ce am amplificat cu câte zis? Asta cu 3. Și atunci am egalitatea asta de aici. Se transformă într-una echivalentă. 21 supra x pătrat plus 4 x egal cu 21 supra cât? 12. Supra 12. Cu numărătorii sunt egali. De aici, egalitatea de aici obligă spre ideea de a fi numitorii egali. Deci de aici x pătrat plus 4x egal cu 12. X pătrat plus 4x trebuie să fie 12. Și? Și acum trebuie să analizăm, să vedem cum ne mai descurcăm mai departe? Poți să scoatem un 4x în factor? Sigur că da. Deci asta se mai scrie x pe lângă x plus 4. X plus 3x. X pe lângă x plus? A, plus 4, da. Plus 4, da. Egal cu 12. Și? De aici încolo? Cum mai gândim? Cât ori cât facă 12? 3 ori 4. 3 ori 4. Da, 4 ori 3. Sau 6 ori 2. Da, 4 ori 3. 4 ori 3 mai mult. Sau 6 ori 2. Sau 6 ori 2. Și acum mai șurca să fie x2. Mai suntem mai aproape? Da. Da? De ce? Pentru că dacă x-ul e 2, 2, pe lângă 2 plus 4, iată cum fac 6. Și 2 ori 6 face 12. E drept că 12 era și 3 ori 4, dar nu mă ajută deloc. Da, uite, da? Da, deci, de aceea am încercat. Deci, la momentul ăsta, încercăm. Cât ori cât să facă 12. 3 ori 6. 3 ori 4, dar nu mă mulțumea de mine. Și să, 2 ori 6 sunt foarte mulțumit de asta, da? Deci, egal cu 2 ori 6, atunci obligă x-ul să fie 2, x egal cu 2 și numai bine x cu 4 face 6 de 6 și am de soluția corectă. X egal cu 2. Deci, la momentul acesta spunem că am reușit să facem mai greșit eu. Tu ai avut ideea să mă amplificăm totul cu 3. Da, Andrei? Mai avea vreo altă David, Darius, Darius, da? Darius. De ce, încă o dată întreb, de ce s-a gândit el să amplifice cu 3 la 2? Pentru că numitorul era 21. Numitorul este cu ceva, nu numărătorul este 21. Numărătorul e 21. Și atunci el a visat că prin amplificarea cu 3 ajunge să aibă aceeași numărători. Iar cele două fracții, pentru că sunt egale, în clipa în care ai aceeași numărători, ai șansa de a spune că numitorii să fie egale. Da? Deci două fracții
egale, care au numărători egal, conduc la ce soluție, la ce idee? Că și numitorii trebuie să fie egal, că altfel nu se poate. Da? Asta a valorificat el aici. Asta e ideea, da? Bun, perfect. Dar dacă v-aș fi dat așa, deci, aceeași fracție, o iau din nou, 21 supra x pătrat plus 4x egal cu 7 pe 4 și înainte de a fi amplificat cu 3 puteai să faci o mișcare interesantă, să fi împărțit numărătorii prin 7. Că 21 și 7 este, nu? 7 este divizor pe 1 și al lui 21 și al lui 7. Și atunci asta se duce într-un an echivalent, după simplificarea prin 7, spre 21 împărțit la 7 gândim. Vă descopii, voi. Haide, rog. Haide, descopii. 3 supra. 3 supra x la pătrat. Plus 4x. Egal cu? La cu... 1 pe 4. 1 supra 4. Egal cu 1 supra 4. Și acum... Trebuie să fie... Cu 3, sigur că da. Tot cu 3, n-ai cu 4. Ei, n-am învățat cu 2 integrale la proiecție. Nu, nu, nu. Nu, dar la parte și proporții, clasa 6. Abia aici, acum, ei se duc din nou pe varianta de a avea același, ori același numărător, ori același numitor, dar la numitor nu se pune problema că nu am șanse. Și înseamnă 3 supra x pătrat plus 4x să fie egal cu 3 supra 12. Și tot acolo ajung, da? Că x pătrat plus 4x egal cu 12. Am vrut să vă arăt ca, sigur că am venit acum cu o chestie care înseamnă ce pierdere timp. Dar nouă, ideea este că atunci când am numele mari, putem să împărțim pe numărul acela. Dacă am divizor comun, cum putem să împărțim? Numărătorii prin numărul acela, prin 7, da? Dar nu m-a ajutat cu nimic să o spunem pe cel de-al. Până la urmă, tot am mulțit cu 3. Tot am mulțit cu 3, cum de fapt trebuia să se întâmple și m-am dus două fracții egale. Numai am 21 și 21. Ci 3 și 3 a fost identificat prin 7, dar toți pe X mă te-a fost 4X egal cu 12, tot aceeași soluție am avut. Dar da, următorul exercițiu. Deci, calculați 1 pe 3 din 240 de kilograme. Să vedem dacă știți. Calculați 1 pe 3 din 240 de kilograme. Cine știe cine vorbește? 240 kilograme. Lăsați mâna jos, vă pune domnul profesor pe lângă. Da. 1 pe 3 din 240 kilograme. Cine vorbește? Ia să vedem... De aici. Da, iată, ai existat, te rog. Este egal cu 240 împărțit la 3. Deci a face o fracție dintr-un număr, da, o fracție dintr-un număr înseamnă ce face? Înmulțim fracția cu numărul respectiv. Păi da, cum zici tu? O zis aiurea. O zis 240 împărțit la 3 plus 1. Da. Nu, nu mai zis cine. Da, așa, am avut impresia că ai zis mulțim 1 pe 3 cu 240. Așa am înțeles, nu? Nu ai zis așa. Nu, o zis 240, împărțim la 3 și adunăm 1. Adunăm 1. Da. Așa cum ar fi... Nu știu ce. Nici așa. Nici măcar așa. Deci atenție! Atenție! A face fracția unui dintr-un număr, a câta parte din număr, o treime din 240, mă copii. Ia închipuiți-o, că era 240 așa segmentul. Bine, da, Mario acum. Și vreau să fac o treime din el. O treime din el înseamnă că îl împart în 3 și eu o să-l împart. Profesor, dacă vreau să vă ajut. Sigur, voi. Ești cu ochii în 4, da? Ești pe fază în dată. Da. Deci, a face o treime din 240 egal înseamnă 1 pe 3 ori 240. Atenție, ori 240. Da? Ori 240. Și acum, înseamnă ce îți face? Ca și m-am mulțit, da? Dar zici că n-ați făcut, operații cu fracții mulțiți. Ba da, ba da, da, sigur că da. Înseamnă 240 ori 1. Ce înseamnă?
Ce n-ați făcut, Andrei? Nu, am 4, am făcut abia din scădere. La fracțiile? Păi cum vă dă test atunci? Da, a zis că e neprădă, mă, neprădă probabil împărțirea și... Da, ori 3. Și atunci să mi-e explicat. 3 ori 1, da. Deci, a face fracția dintr-un număr înseamnă a împărți numărul respectiv la cât zice numitorul și a mulțim cu, și până mulțim cu 1. Dar noi putem face și invers. Mulțim 1 cu 240, adică numărătorii între ei și numitorii între ei. Ca să mai insist un pic. Uitați. 2 pe 3 din 6. Cât este egal? 2 pe 3 din 6. Cine știe? Să văd cine a înțeles. 2 treimi din 6. Da, eu? 2 pe 3 ori 6. Ori 6. Deci face 2 pe 3 ori 6. Dar ca idee, 2 treimi din 6, adică pe 6 îl împărțim în 3 și luăm 2 părți. Părți. Și vine o parte 2, 2, 2 și 2, 4, nu? Face 4. Ei, și de altă parte, 2 pe 3 ori 6 pe 1. Este egal cu 2 ori 6, 12, supra 3. Și care faci tot 4. Da. Și de aici ideea, cum îmbulțim două fracții? Numărătorii între ei și numitorii între ei. Pe 3 și voi. Da? Numărătorii între ei și numitorii între ei. Însă, înainte de a face înmulțirea, căutăm să simplificăm dacă e posibil. Că uitați, 12 cu 3 se poate simplifica. Pentru cât merge? Prin 3. Prin 3. Da? Și cât ajunge? 4 pe 1. După simplificarea pe 3. Dar dacă eu făceam înainte de înmulțire aici, era o treabă mult mai deșteaptă. Pentru că aici ar fi dat 2, aici rămânea 1, și 2 ori 3 face 4, ce rost avea 2 ori 6 și plumbă sunt 4 la per timpul. De aceea se fac simplificări de totdeauna la mulțiri pe diagonală, pe urma, la urma urmei, ca și cum aș simplifica o fracție. Este același lucru. Ca și cum aș simplifica o fracție, numărător pe numitor. De aia e unul de sus, unul de jos. Dar atenție, numai la mulțire. Nu la mâna și la o scădere. Niciodată nu se face pe diagonală acolo. Acolo trebuie adus aceeași numitor. Corect. Să terminăm acolo. Cât face 240 pe 3, face 8? 80. 80. De 3 pe 8 din... 3 pe 8 din... paranteză, 5 pe 9 din 144. 5 pe 9 din... 144. 144. Ia să vedem cine scrie. Deci 3 pe 8 din... 5 pe 9 din 144. Cine are o idee? Fracția, bineînțeles. Sau și tu ne-ai răspuns practic. Cine? Și el i-a ales. Mai mai întâi fac 5 pe 9 ori 64. Perfect. Așa. Și după aia 3 pe 8. Adică le scrii pe toate. Deci aș putea să fie așa. 3 pe 8 din, tot din paranteză, cum ai spus tu, din 5 pe 9 ori 144. E ca mai departe, dar mulțirea și bine că e asociativă, comutativă, da? Deci mai are rost să mai pun parantezele astea? Nu mai are. Deci va fi egal cu 3 pe 8. Ori 5 pe 9. Ori 144. 144 poți să zic, 144 pe 1. Da. Și acum poți să mulțesc tot așa, numărătorii între ei și numitorii între ei și plus fac simplificările. Dar ce să muncesc eu așa, dacă văd? Pot să simplific. Pe cine? 8 cu 144 prin 2. Da. 8 cu 144 prin 2 și aici vine 4 și aici vine 72. Apoi. Cine mai bine simplificări? Ce mai pot face? 3 și 9. 3 cu 9. Perfect. Prin tur 3 și aici rămâne 1 și 63. 62 cu 3. 72 și cu 4 și cu 73. Hai să vedem. Hai. 72 cu 4. 72 cu 4? Prin, chiar prin 4? Nu cred. Ba chiar prin 4. Da! Deci vedem chiar prin 4. Aici ar fi 1. 18. Și aici vine o dată. 18, da? Și acum 3. Și acum 3 cu 18. 6. 6. 30. Și aici a rămas 1. Ia 8.
Și cât face? 6 ori 5? 30. Ce ușor, domn profesor. Ce? Dacă închipuiți-vă că aș fi închis ochii și aș fi zis 3 ori 5 mulțeam. 144 cu 15 dădeam, își mai trebuie și la calcul. Și 8 ori 9, 72, după ce împărțeam pe numărul respectiv care dădea destul de mare la 72 și dădea 30. Ce ușor. Da? Deci foarte multă grijă. Tot timpul avem, nu, atenția mărită pentru a face simplificările. Toate simplificările cu putință. Ia să vedem. 25% din 400. 25% din 400. Din 400. Asta este. Ia să vedem dacă. Ce miști? 25% din 400. Cum facem? 25% din 25%. Deci egal cu 25 pe 100 din, adică mulțit cu 400. 0,0 se... Am 2 zerori și face cât? 200. Cât face? 100. Bravo. Deci avem acum, punctăm formula aceea, pe la 100 din x egal cu y, înseamnă p supra 100 ori x egal cu y. Asta e relația. Da? P supra 100 ori asta x. Asta e definiția de a 6-a. Așa, și eu am făcut-o la 5-a. Și tu ai făcut-o anul trecut, dar ți-a uitat-o. Deci este vorba de procente care se fac și în clasa 5-a. Să le iau la 6-a, da. Că să le iau o parte din, din informație. Da. Pe sport. Cum? Ați făcut și ieri cu procente. De la clasa 9. Bine. Da, pe clasa 9. Domnul profesor, vă da așa ca formă generală, nu neapărat eu, ca și formulă. Eu spun să asta. Să simplifici exercițiile. Ca să înțelegeți că în problemele care aveți toate, din foarte multe ori, spunem 3 pe 8, 3 pe 8, dar putem să spunem și, și 25 pe 100. Corect. Și în loc să spun 25 pe 100, să zicem pe la 100. Ori de câte ori numitorul e 100, putem să zicem sub formă de procent. Asta corect. E. Cât la 100 reprezintă? Adică, dacă ar fi 100 de obiecte, cele 7, totdeauna reprezintă mai, nu un anumit procent, o anumită fracție din ea. Haideți să-ți cegăm tabla copiii, credeți, cine e? Să vedem ce am început. Facem. Mă toți la tabla. Dar da, 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 și ce-o zis eu, mamele, acum să le impresionăm. Da. O ocazie să-l apară în film. Așa vor vedea și în filmul. Sigur, vor fi interesat să vadă. Se va raportora. Dar bine, acum a zis, nu, a zis să se... Eu am făcut ce am văzut de treabă. Bravo! Am să vă dau o problemă atunci ușoară. Pentru că am făcut treabă. Bravo! Haideți să putea ca să ne surprindă foarte tare, dar noi suntem. Ne unim forțele, da. Și noi ne facem de baftă. Haideți repede la loc, Andrei și Bonia. E fracția ordinară 6n plus 20 supra 7n plus 20 supra 2n plus 1. 2n plus 1. Unde n este număr natural oarecare. E număr natural. Oarecare. Oarecare. Da. Vreau, scoateți întregii din fracție dacă n este egal cu 8. Deci, pentru n egal cu 8. N egal cu 8. Scoateți întregii, da? Întregii din fracție. Întregii. Din fracție. Și la B, asta era punctual, domnul profesor. Și la punctul B, dacă n aparține ultimii numerilor naturale, mai puțin 1, 2, 3, 4, până la 8. Minus mulțimea 1, 2, până la 8. Da. Tot se scoate întregii din fracție. Da.
Poate... În profesor pot să rezolv eu pe A? Și eu pe B? Da. Pe A? Te rog. Ia să vedem. Deci dacă e egal cu 8, 6 ori 8, 40, 8, 20, 68. 6 ori 8. 48 plus 20, 68. Da, deci doar 68, 68 supra? 17. 17. Și este egal cu care? Și face 4? Da. Exact 4. Deci nu am nimic de comentat, nu am ce o rest. Deci 4 sunt întregi. Împărțirea s-a făcut exact. Dar dacă ar fi dat 67 pe 17, câți întregi aș fi avut aici? 3,9. Deci aș fi avut 3 întregi. Și 3 și 3,5. Părerele sunt împărțite. 3 ori 7 este egal 50. 3 ori 7 este egal 50. Cât ar fi dat? Care este? Care este? Păi împărțirea. Facă împărțirea și ce rezultă? Păi 3. Ma, hai să ne gândim la teorema împărțirii. 3 ori 7. 51. Deci, ai spus așa, Daria, că 67 este egal cu 3 ori 17 plus restul 16. Bun. Să împărțim toată egalitatea asta prin 17. Dacă împărțim totul prin 17, adică punem la anumitor și în stânga și în dreapta 17. Și apare 67 supra 17 egal cu 3 ori 17 supra 17 plus 16 supra 17. Se simplifică 17 cu 17 și iată cum 67 este egal cu 3 este 3 întregi plus 16 supra 17. Acest lucru... Da, nu contează, plus, așa o lași. Iar pe ea la decimală. Bine, facem împărțirea asta, dar nu mai frământă. Da. Deci ideea este cum putem scrie câți întregi. Și asta matematic se mai scrie așa. 3 întregi și 16 pe 7. Veți găsi această formă. Deci în loc să zic 3 plus 16 pe 17, scriu 3 întregi în fața limbii fracții. Nu-i 3 înmulțit. Atenție! Sunt 3 întregi și 16 plus 17. Zice cum se introduc întregi în fracții. 3 ori 17 plus 16. De fapt, e poanta asta. Că se aduce la aceeași numitor. De fapt, aici numitorul ar fi 1. Și se aduce, se amplifică aici cu 17. De aceea spunem 3 ori 17 plus 16. Corect. Deci așa se introduc întregi în fracții când veți găsi așa ceva. Însă, faceți distinție între a scrie 3 întregi și 16 pe 17 și 3 înmulțit cu 16 pe 17. Când la etapa asta trebuie să spun numărătorii între ei, aici să învățez unul și vine 3 ori 16 supra 17. Ori asta înseamnă... Aia e 48 pe 17, aia e 67 pe 17. Sigur că da, asta e 48. Nu, aia este 67. 67, da. Pe 3 ori 17 plus 16 și am văzut-o de unde vine. Da. 67 pe... 17. 7. Și ce ați făcut dumneavoastră acum? E 48 pe 17. Mare atenție, copii, da? Deci facem deosebire între a scrie 3 între și da. Și am mulțit pe 3 cu 67. Deci, total diferit. Ați înțeles, da? Da. Și punctul B la aveți, domnule. Pentru el nu... A vrut David să-i facă. Da. Nu, poți să te gândești și tu. Bă, care și voi. Toți vă gândiți. Păi... Eu cât să luați? De la 8 încă. De la 8 încă, uite, n-ai cui să vei 1, 2, 3, 1, 8. Ia uite-te. Uite, la condiție. 9. 9, 10, 9. 10, 10. Îmi vreți 10. Da, 60, apoi două acolo, 80. Pentru 10 mai mare egal decât 9. Nu? 80, 21. Nu? Mai mare egal decât 9, da? Să
Deci ați fi întotdeauna 4-3? Da. De ce crezi tu asta? Pentru că am făcut cu 9-10 de 4-3. Hai să vedem. Deci cum e? Mereu cu 4-3. Lua 10. Hai să facem de repede. Păi, asta e lucru foarte interesant. Cum ar da? 4-3? Da, mereu. Deci vine 6 ori 9. Ori 10 au făcut ei lucru. Ori 10. 6 ori 10, 20, 21. Deci plus 20 supra 21. 80 supra 21 dă 4 în 3. 80 supra 21. Ba da, dă 40. Hai, lasă, da. Dar e părțit la 21, nu-i 20. La 21 nu-i 20. Atenție. Nu-i 4 în 3. Ia părțiți-mă, dar... E 84 în 3. 4 în 3. 3 în 3. 3 în 3 și... Și ce mai fi? Mi se pare mic, e destul de interesant. Deci face 3 în 3. Și plus cât? Ia să vedem. Și cât? Și 17 pe 21. Plus 17 pe 21. Da? Plus 17 pe 21. În, dacă dăm altă valoare, iar face... Nu, de exemplu, am luat cu 11, de și cât 3, virgulă ceva. 3 păi da, și cât? Plus cât? 3 plus ceva. Tot cu 17 pe 21. E 90 supra 31. Nu? Nu, este... Deci, 80, interesant dacă restul rămâi tot timpul 17. Ia să vedem, să mai luăm o... Lasă de 20. 20. Ia să vedem. 20. 20. Bine? 6 n plus 20. Totul supra 2 n plus 140 face 140. 41. Supra 41. Și facem tot 3 în 3. Tot 3 în 3. Plus 17. Fracția are aceeași numără, tot 17. Numitorul se schimbă de fiecare dată supra 41. E ciudată treaba. Păi da, dar la ambele este unitatea 1. La ambele. Deci unitatea unde? Nu, la ambele. La numitor? Păi da, 2 în plus 1. Noi cum am luat de aici. De aici. De multiple de 10. De asta. Nu neapărat. Da. O să fie și 3 și 5. Nu e din pare. Corect. Cel mult. Cum facem să înțelegem aici? Exact. Hai să încercăm să scriem fracția asta. 6 n plus 20. Totul supra. 2 n plus 1. Ca fiind din două fracții. Plus din două fracții. Ambele să aibă aici 2 n plus 1. 2 n plus 1. Numitorul 2 n plus 1. Și sus să fie, ca să dea 3, cât aș vrea să fie sus? Ca să dea 3 întregi de aia. Înseamnă de 3 ori asta. 6 e plus cât? Dar trebuie să fie acolo 2. Aici cât să fie? Ca să scot pe... să scot... să fie așa, în paranteză 2 în plus 1 și aici să fie 3 pe lângă. 2 în plus 1. Da? 3 pe lângă... 2 în plus 1. 3 pe lângă 2 în plus 1. Atunci cât să scriu eu? 3 e, să scriu 6 e plus cât? Să scriu 6 e plus? Plus 3. Plus 3. Ca să scot pe 3 și rămâi 2 e plus 1. Deci 6 e plus 3. Și cât o mai rămas aici? Ce să mai pot rămâne? 17. Da? Și de aceea e cam mai departe. Îi scoatem pe... Acum ați văzut pe 3 în factor comun. 3 pe lângă 2 e plus 1. Supra 2 e plus 1. Plus 17 supra 2 e plus 1. 2 e plus 1 plus 2 e plus 1 se simplifică. Și face 3 întregi plus 17 supra 2 e plus 1. Eu aș fi formulat așa. Să se arate că restul împărțirii lui 6n plus 20 la 2n plus 1 este totdeauna 17. Este totdeauna 17, indiferent ce el descurcă. De la 8 în sus.
Mai puțin, până la, mai puțin. La 8 în sus. Da, da, de la 8 în sus, da. Ca să aibă rost acolo. Da. Înseamnă că e ce mărit, înseamnă că e ce mărit mai acolo. Dar de ce ați dus el la 8 încolo? Pentru că restul de aici sunt împărțiți exact, uitați că am făcut la punctual. Deci, împărțirea se face exact, dar de la 8 încolo, că restul împărțirii trebuie să fie mai mic decât împărțitorul. Și noi împărțim la 2 ori 8, 16 și 1, 17, măcar 17 să fie. Exact. Deci aia de la 9 încolo. Da? Da. Că restul rămâne tot era 17. Da, până acolo cred că e sfatul în lege, da? Aici? Până în 8. Până în 8 s-ar putea să fie 4 întregi, nu... Da, 4 întregi va fi tot timpul, probabil. Urmărim-o dacă vrem să încercăm așa, pentru neegal cu cine am dat? Noi am dat 8, da. Pentru neegal cu 7, ce se întâmplă? Pentru neegal 6, vedeți dacă așa se întâmplă, exact. 4 întregi cât e egal, dacă nu? Bun. Am avut aici ocazia să vă arăt ce lucru. Ce v-am arătat eu, de fapt, la urmă? V-am arătat că la momentul acesta, pentru a vedea de ce 3 întregi tot timpul, am rupt fracția în două fracții. Foarte interesant. Da? Cu același numitor. Și aici am dorit repede să vedeți voi cum anume trebuie să-l rupe 20. Altfel spus. Am o formulare foarte interesantă. Tot cu aceste chestii. Zici așa. Să se determine N natural. Deci, zicem, să se determine N natural. Să se determine N natural. Așa încât fracția F egal cu 6N plus 20 totul supra 2N plus 1 să fie număr natural. Deci ca să fie fracția asta număr natural, 2 plus 1 trebuie să fie divizor la 6. Și asta deci înseamnă că 6 plus 20 trebuie să fie impar. 6 plus 20 trebuie să fie impar. Să fie impar, ca să împartă la 2 plus 1. Numai număr impar, să împartă la număr impar. De ce ați zis să fie impar? Ce motiv ați avut? Ce? Că 6 nu se împarte la 3, de la 1 ori, deci că 6 nu se împarte la 3? 6 nu se împarte la 3? Sau 14 nu se împarte la 7? Păi, gata. Deci nu am nimic motiv ăsta. Haideți să vedem. Dacă găsim o regulă, mai. Cum ați făcut aici? Eu vreau să găsesc pe toți N, toate valorile lui N, Davide. Toate valorile lui N, pentru care dacă le înlocuiesc, după calculul făcut, fracția aceea să fie numai natural. Cum să facem? Avem multe de încercat. Dacă așa să mergem pe încercări, nu termină ghișiosul niciodată. Nu se poate numai neapărat. De ce de jos e număr impar? Este impar, da. Mereu impar. Dar dacă ar fi da așa, să se determine el natural, așa încât 17 supra 2 în plus 1 să fie număr natural. Deci se găsească pe el așa încât 17 supra 2 în plus 1 să fie număr natural. Hai gândiți-vă la cum vă explica domnul profesor finalul acel de deci cât de asta? 17 supra 2 în plus 1 e număr natural. Așa. Cum nu? Ce 2 în plus 1 nu poate să fie? 2 în plus 1 nu dă 17 la numitor? Deci ce trebuie să fie ăsta totdeauna? Un divizor la celul de sus. Deci ca asta să fie, atenție, copii, ca asta să fie număr natural. Atenție. Deci ca fracția să fie număr natural. Am înțeles, adică el trebuie să fie mai... Deci ca să fie fracția 8, dacă e 8, e natural. Dacă e 9, nu mai e natural. De la 1 la 8 trebuie să... Dar nu pe ghicit, ia uitați-mă, mă ajută, profesor. Atenție. Deci, fracția asta se devine numai natural, se întâmplă dacă ăsta de jos este divizor a celui de sus. Deci dacă și numai dacă,
2n plus 1 aparține mulțimii divizorului 17. Care sunt divizorii cu 17? 1 și 17. Ca atunci vom pe cazul 1. 2n plus 1 egal cu 1. 2n plus 1 egal cu 1. Da. Ba da, e în 5. Corect. Deci rezultă că n egal cu 1 și 0. Este o valoare. Apoi, 2n plus 1, cazul celălalt, egal cu 17. El egal cu 8. E foarte simplu. Astea sunt cele două valori. Dar dacă v-aș fi dat așa. Ne-am pus de la 0 la 8. Dacă v-ați fi dat 16 supra 2 în plus 1, să fie număr natural. N-ar trebui să fie... Nu dați direct nu. Răspunsul. Mă interesează cum judecăm. Păi, trebuie să fie divizorul lui 16. Asta e. Deci 2 în plus 1 este 1. Să fie divizorul lui 16. 1, 2, 8, 1, 2, 4, 8 și 16. Și un pe rând. 2 pus în egal cu 1. 2 pus în egal cu 2. 4, 8. Ei, spuneți, în afară, 2 pus în poate să fie egal cu 2, cu 4, cu 8 și cu 16. Cu 2 nu poate. Nici cu 2, nici cu 4, nici cu 8, nici cu 16. Pentru că nu mă lipare. Deoarece ăsta nu mă lipare și minus 1 de-a mă lipare. Da. Și doar 1. Dar aici 2 plus 1 este număr impar, știi că face număr 2, 4, 6 și 8? Deci nu vom avea decât pe 2 plus 1 egal 1, nu egal cu 0. Atenție! În clipa în care aveți o fracție care are sub la numărător un număr și jos ceva, o expresie cu n, ca ea să devină număr natural. Se întâmplă asta numai dacă ăsta de jos e divizorul celui de sus. Băgați la cap. E logic, nu? Ca fracția să devină număr natural, trebuie că ăsta de jos să fie divizorul acelui de sus, că se împarte exact. Zic că număr natural se împarte exact. Deci atunci când ai bafta asta, când ai șansa asta să ai un număr, ești fericit. Ești fericit pentru că știi cum trebuie să faci. Iei toți divizorii lui numărul respectiv. Deci ăsta de jos trebuie să fie divizorul. Ce te faci când ai așa un șansă, un ghinion de ăsta? Deci când ai ghinionul ăsta ca, așa cum am formulat eu, se găsească toate valorile el, pentru care fracția asta care nu mai este un număr sus. La numărătorul nu e un număr, tot e un n. Și atunci ești trist. Dar nu chiar foarte trist, pentru că ai o șansă. Știi ce facem? Ieri. Yeah. Să trăim cu n. Așa. Da. Adică pe prima să... Ia, scrieți în bălat, domnul profesor. Fracția e egală cu 6 ori n plus 20. Totul supra 2 ori n plus 1. Egală cu... Ce se facă, domnul profesor? Poate să scoată un fac. Mă... Dar e mult cap. Asta spune, dar nu se poate. Nu se poate? Ce nu se poate? Păi... Asta. Deci, asta nu stă în mod natural, asta e să și nu limpare. Dar nu de asta, numai că orice în am pune, așa. O să dea cu număr par la sfârșit sus, așa se în plus 20. Și dacă scadă unul, dea cu număr impar. Și 2 ori 7 de număr par, 2 ori ceva de numărul număr par. Da. Mai că nu stă în număr impar. Și nu e egal cu 0 nu-i bun? Dacă e egal cu 0, să-i 20 minus 1. 26 supra 3, e egal cu 0. 26 supra 1, 26. Nu, 0, e 0. 20 supra 1. 20 supra 1. 20 supra 1. 20 supra 1. Așa tare merge, adică nu mai merge alt. 8. 8. Da. 6 supra 48, 68. 8 plus V 16, 7, 68, 7. Merge? Da, e 4 ori că ați făcut voi mai mai. A, nici poate să mai reușit. Deci vezi? Atunci hai să facem așa, visă. Atenție. Ce bine ar fi dacă aș ajunge tot așa să fie un număr supra 2 plus 1. Putem să... De aceea visă ca pe 6 plus 20 să-l vedem în multiplu cu 2 plus 1. Cât ar fi un multiplu al 2 plus 1?
un multiplu. 4n. 4n plus 2. 6n plus 3. 6n. 6n plus 3. 3. Asta fac. 6n plus 3 din, iau din 7, da, da, din 20 plus 3. Și plus 17 ca să facă 20. Totul supra 2n plus 1. Și e cam mai departe cu 1. Acum, echipa asta îmi place foarte tare. O iau deoparte. Și o să distribui numitorul peste a 2 și până la 17. Uh-huh. Deci e cam mai departe cu 6n plus 3. Da. Supra 2n plus 1. Da. Plus 17, da. E corect așa, nu? Supra 2n plus 1. Da, 17. Dacă eu acolo jos am... Stai puțin, David, o scrie domnul profesor altceva? Zi-mi tu, dacă ai o altă părere. Vreau să aduc să am 6n plus 3 plus 6n plus 3. 6n plus 3 plus 6n plus 3 din pace? Păi vă ziceam la 12, n-am mai ajuns. Deci eu practic 6n plus 3, am avut nevoie de 3 ăsta, David. Pe care l-am găsit unde l-am găsit? Din 20. Și mai numai 17. Și acum am făcut două fracții. Asta plus asta. Aici mai departe poți să scoatem factor bun pe cine? Pe 3. 3. 3 pe lângă 2n plus 1. Scrii, scrii, da. Supra 2n plus 1. Plus. Plus 17 supra 2n plus 1. A, 2n plus 1 este egal cu 2n plus 1 și 3 plus. Egal cu 3 plus 17 supra 2n plus 1. Și acum spun. Nu multe. Acum, zic așa, fracția aceea, fracția aceea, 6n plus 20, supra 2n plus 1, e număr natural. Dacă și cum e dacă, e egal la sa. 3 plus 17 supra 2n plus 1. E adică natural. E număr plus fi de 0 și 8. Egala sa. Dar egala sa este deja dintr-un 3 care nu mă înfrământă, e număr natural. Deci asta dacă și mai dacă... Asta e din o listă la care mă opresc. Dar și mai dacă 17 supra 2n plus 1. Asta trebuie să fie număr natural. Și când se întâmplă asta? Dacă când și mai este 0 sau... Când 2n plus 1 individual, așa, plus 17. Și înțeleg așa. 2n plus 1. E aparține divizorilor lui 17 și asta dacă și mai dacă divizorilor lui 17 sunt care sunt aceștia? 1 și 17. Și din care iese că nu e egal cu 0 și nu e egal cu 8. Și le două valori. Dar astea două. Încolo puteți să înlocuiți voi mult și bine. Niciodată nu se mai întâmplă să fie număr natural. Mă întorc încă o dată să vedem exercițiul. Există a fost interesant. Deci v-am propus, plecând de la cel dat autorul, am aranjat și am gândit exercițiul într-o formă mai interesantă. Și anume, m-am dus la varianta aceea, când anume o fracție devine număr natural. O fracție devine număr natural. Atunci când, jos, ești în situație dificilă, care e expresia lumea, și dacă ai șansa ca sus să ai deja un număr, deci când ai un număr supra pe expresie lumea, cerca asta de jos să fie un divizor al celui de sus, ca să fie număr natural. Numai atunci. Și cum voi știți divizorii unui număr, înseamnă că cerei 2n plus 1 să fie din mulțimea divizorilor. Dacă era 16, luăm toți divizorii.